În acest videoclip veți învăța să anunțați corect salvarea. Dacă sunteți martorul unui accident, evaluați rapid starea victimei. Ideal ar fi să rugați un alt martor să cheme salvarea. Asta vă permite să-i acordați victimei primul ajutor dacă este nevoie. Asigurați-vă că mesajul transmis echipajului de salvare este complet. Trebuie să răspundeți precis la întrebările lor care vor cuprinde. Numărul de telefon sau stația de apel. Locul exact al accidentului. Tipul de accident și eventualele riscuri rămase. Numărul de victime, starea lor aparentă, gesturile de prim ajutor acordate fiecarei victime. Nu închideți telefonul până ce echipajul de salvare nu vă confirmă că a recepționat indicațiile voastre. Nu ezitați să trimiteți o persoană care să ghideze echipajul de salvare la locul accidentului. În cazul unei catastrofe sau al unui accident grav, nu telefonați ca să nu supra-solicitați rețeaua, cu excepția cazului în care constatați un pericol iminent sau dacă sunteți primul martor al accidentului.